Bună ziua, bine v-am găsit! Ce? Bine, da, zi, bine v-am găsit! Bine v-am găsit, fără prea multe prezentări. Smiley, ce faci, puiule? Păi te las să spui, bine v-am găsit, toate prezentările, să trăiți, să-mi puneți, mă, deci mă simt fix ca la interogatoriu, am lumina asta în ochi. Nu te văd bine, stai așa să... Cum nu mă vezi, mă, ești nebun? Da, păi am luat o lumină și mechere, mă, acum încep să fac, stai mă, că să tot pierde conexiunea și nu înțeleg de ce să pierd. Eu te văd, te aud bine, stai liniștit. Mă mai vezi, mă mai auzi? Da, foarte bine chiar. Așa, deci dacă se întrerupe, deci dacă mi-apare connection lost, așa ce se întâmplă, ce fac? Mai dăm o dată. Dar de ce, mă, că la tine o să meargă, n-ai treabă. Da, mă, da. Deci mă văd bine sau? Da, foarte sau bine, așa. Foarte bine. Da, uite, ești în galben așa, a venit primăvara. Da. Nu-i primăvara. Da, mă, păi așa se poartă, mă, acum, cu culorii, știi cum e, că porți culorile cu care te simți bine. Astăzi m-am simțit mai gălbejit, așa, și uite, acum am scos și șosetele, că am ajuns acasă. Da, unde ai fost? Să mă simt mai bine. Unde ai fost? Am fost până la studio, am avut niște chestii de tras, plus că dacă tot n-am mai fost de mult, mai să văd dacă totul e în regulă, dacă mai funcționează ceva pe acolo. Da. Da. Da, bă, fii atent, că am făcut formatul ăsta nou, în care vin prieteni de-ai mei, invitați, și prima chestie, prima rubricuță așa, se numește, de fapt n-are niciun nume, trebuie să ne spui un secret de al tău. Sau o întâmplare haioasă sau ceva ce n-ai mai povestit tu până acum. Dar stai așa un pic să schimb filtrul. Stai că noi încă lucrăm la cadru. Stai că nu trebuie să schimb asta. Cum e? Dar tu acolo, tu un pod, tu ai ceva nebun. Mamă, deci numai... Nu da, e, da. Zi-a cu ăsta. Nu, ăsta e Lucina, mă, și-a luat eu o chestie asta și-a zis, bă, să nu mai dau drumul. Ia la tot set. Să o vede mai bine acum? Da, se vede bine. E lumina mai caldă, așa. Așa. Are, am filtri de alea, mă. Da, mă, da, uite. Ia uite, mă, laud. Uite, mamă, ești nebun la cap. Bă, tu ai filtri? N-ai filtri. Vrei să împărtășești cu noi un secret? Dacă vreau să împărtășesc cu voi o poveste, ce o poveste, ceva știu, mai simplu. O poveste ceva mai specială sau ceva ce n-ai mai povestit sau ceva ce nu se știe sau nu știu, o întâmplare, bă, ce nu un se clip. Știe, deci fii atent, vreau să vă spun aici în premieră mondială. Așa. Că sunt dezastruos la desen. Dar sunt atât de dezastruos la desen încât nici măcar un copac nu știu să desenez frumos. Și de fiecare dată când, fii atent, deci a trebuit, ca să înțeleg, la clipul ăsta, așa, pe care tocmai l-am lansat la Va Fi Bine, da, am vrut să facem niște desene pe asfalt. Așa. Desene pe asfalt, da? Da. Și nu, și trebuia să și scriem niște cuvinte, nu știu ce. Știți, dacă vă uitați bine la clip, o să vedeți că nu există scena asta. De ce, cu ești prea rău? Bă, deci n-ai înțeles. Nu mie, deci n-am putut. Stai ca să înțelegi, să înțelegeți cam care este gradul de nepricepere la desen și pictură în general. Deci eu când eram în clasele primare, mama îmi făcea... Da, nu. Mama îmi făcea toate desenele pentru la școală. Înțelegi că mama e desenator, deci știe bine să le deseneze. Și până când s-a prins învățătoarea că nu le fac eu, că ea vedea ce fac în clasă și se uita și vedea, bă, dar nu se pupă treaba, da. Da, și am pus ia, uite, vreți să vă fac o demonstrație? Copac, soare. Stai. Ia. Deci, fii atent. Ce vrei să desenezi? Zi. Un cal. Ceva simplu. Un cal. Un cal. Haide, mă, ceva simplu, de bula cap. Păi cel mai simplu e un smiley face, dar mă gândesc pe ăsta l-ai exersat. L-am exersat. Da. Stai așa. Nu, o casă e prea simplu. Un scaun. Un scaun? Da. Un soare, mă, sau un nor. Un soare sau păi un nor. Păi n-ai simplu un soare. N-ai înțeles. Nu, lasă-mă să desenez. Ce vrei, mă, bă, de aici?
Așa. Așa. Deci ce vrei să desenezi că n-am înțeles? Un scaun. Un scaun. Un scaun. Și ăla, mă, ăia sunt niște... A, stai că tu vrei să-l faci de ea. Îl fac în spațiu, mă, stai așa. A, am greșit, stai. Stai că am greșit, mă, stai un pic. Stai că nu mai am... Ia. Nu e așa, e așa. Fii atent. Am greșit. Am greșit. Uite, un soare, fii atent. Bă, dar soarele e simplu, mă. E, vai de mine. Da. Cum, bă, nici ăla da, nu știți? Ia, mă, desenează tu un soare, ia, să te văd. Ia. Dar n-o am eu aici. A, stai așa. Ia. Ia, fii atent. Ia, da. Mă, fă tu un soare, hai. Uite, fac eu acum. Și după aia îți arăt cam cum mă desena șoaricul. Ca să vezi diferența. Uite, mă, un soare. Na. Ia. Aaaa, da, foarte, foarte. Și hai uite, să arăt... Scaun, uite scaunul între da, tine. Da, bă, știu că l-ai făcut tu. Normal. Fii atent, și hai să arăt ce-o desena șoaricul. A, nu merge. A, pleacă, bă, de aici. Păi ce facem aici? Da, bă. Da, da. Știi șoaricul. Da, deci mai bine... Rămâi mai la bine muzică. Nu, da, deci asta este o chestie pe care, da, nu mă pricep la desen, scriu și foarte urât, am scris de doctor docent, deși n-am nicio legătură cu meseria. Dini că s-a spart telefonul, bă. Înțeleg de ce fii peste mine aici, lasă că era bine. Na, că acum sunt în bez. Nu, mă, nu, că te vezi bine. Stai un pic, că Gina are treabă. Deci ea are treabă acum. Cealaltă parte, capacul de la ăsta. Unde căzut? Păi, e foarte bine. Unde vă lângă mine? Haide, mă, că suntem bine, așa. Așa. Bun. E bine? Da. Păi pune acum în bine. Bă, bă, nu mai râde, mă, stai. Așa. A, mă, stai așa. E bine așa? Da, mă, e foarte bine. Pune-mă o lumină de acolo. Aprinde-mă o lumină. Stai așa. În timp ce îmi ziceai tu că trebuia să desenezi pe jos cu cretă pentru clip, mai ții minte când am fost în Grecia? Auzi, mă, dar nu mai avem filmulețul ăla tredat, mă. Bă, da, cred că l-am... E undeva pe YouTube, că l-am văzut eu la un moment dat. O să-l caut. E pe YouTube, sigur, mă, e pe canalul H, sigur. Găsit pe production, sigur. Că când am desenat noi, l-am desenat pe Sharpie, cu cretă și-au văzut oamenii aia care treceau cu mașina și credeau că a fost un accident, de-a venit poliția. Mai știi? Da, mă, da. Și am băut și o sticlă de ceva. Da, până a venit poliția, ni s-a stricat și mașina și până a venit poliția, noi am băut o sticlă de vin sau de whisky era. Da. Toți băieții și ne-am strâmbat la față. Asta prin 2000. Pe când am făcut Don't Say It's Over. La clipul de la Don't Say It's Over. În 2010, oare? Da, 2010. Ai darec? După 4 ore am darec. După 4 ore noi suntem tași. Deci au trecut 4 ore de când stăm în mijlocul pustietății. N-am reușit să spargem niciun bec. A, știi, fii atent cum o vezi. Ascultă-mă, fii atent. Continu. Vorbește Tom. Dă-mi cu oameni. Eu. Apă la genunchi. O făcut apă la genunchi. Desenează cu creta din creta. Domnilor și domnilor. Bună ziua, doamnelor. Care ne-ați urmărit în această emisiune live from Creta, Grecia. Am dat cu creta pe toți pereții. Au venit poliția, ne-au luat actele. Da? A desenat cu creta din creta, a venit poliția.
Exact așa era. Da. Nu eram strâng. O veni poliția. Zi-mi ultima știri citită de tine. Ultima știre citită de mine, cred că... Mamă, stai să-mi aduc aminte. Pe care ai văzut-o, pe care ai... Ultima știre. Eu mă uit dimineața, la, în fiecare dimineață mă uit la ăștia care fac late night show-uri la Stephen Colbert și de la el mai iau știrile și cele mai multe sunt despre ce a mai făcut Trump. Ah. În America. Ultima știre pe care am auzit-o a fost că sunt 80.000 de morți deja în America și că în România sunt aproape 1.000 de la coronavirus în ultimele 3 luni. Și mă rog, știrile mai funny așa, ce mi-a plăcut, ce mi-a mai plăcut mie a fost când a spus Trump că, știi, când îi spune doctoriței, șefe din staff-ul lui, zice, am înțeles că virusul ăsta moare de la căldură și de la dezinfectanți, dacă n-am putea să încercăm, dar îi spune exact așa, auzi, n-am putea să încercăm să injectăm sau cumva să facem o treabă, să le expunem la soare de lung ca să dispară. Bă, deci exact așa îi spune. Îi spune în conferință era. Dita și zice, președintele. Da, și zice, nu putem să găsim o soluție de asta pe genul, hai să vedem poate dacă poate injectăm cumva. Da, toată America, practic toată America face mișto de povestea asta. Și au ăștia niște glume extraordinare. Și în fiecare dimineață când mă trezesc, la ceai sau la cafea, mă uit la ăștia cum fac mișto de ce s-a mai întâmplat. Bă, eu, la mine ultima a fost când am văzut cum l-a botezat Elon Musk pe copilul lui. Ai văzut? Nu. Îl cheamă XAE A-12. E prototip? Da, mă, deci așa, deci ce înseamnă XAE, numele noului XAE A, liniuță 12, numele noului copil al lui Elon Musk. Ce ideea e că ăștia, au zis, nu e ilegal, dar n-au cum să accepte să-i pună numele ăsta. Adică n-are cum. Și înseamnă, stai așa, bine, un utilizator de Twitter a tradus XAE 12 Musk, X-Ash Arhanghel. Altul a spus că X este un numeral roman care înseamnă 10, J este a 10-a literă din alfabet, iar dacă numeri 12 litere înapoi, începând cu A, vei ajunge la literal O. Și? X variablă necunoscută, A e termen, A e dragoste sau, și sau inteligența artificială, A12 precursorul avionului Lockheed SR-71 Blackbird, care deține recordul de viteză stabilit în 76. Ferească Dumnezeu! De așa primejdii pe pământ. Tu te-ai gândit cum o să se numească primul tău copil? Costel! Știi cum? X variabilă necunoscută aia. Bă, cine pune omul ăsta? Da, și spune de ce motivează cumva, nu. De ce adică, face asta, treaba asta? Asta e știrea pe care am... văzut-o atunci, acum nu știu când, dacă mai cred că mai apărut, îți dai seama că râde lumea într-una de el. Poate omul face și el mișto de noi. Sau poate da, marketingul nebun, să se vorbească un cum pic. Cum îl cheamă pe fitul? Prăstaca fistă și târâna. Da. 14. Da. Așa, acum fii atent că avem un joculeț. Stai așa un pic să beau ceva. Eu o să zic trei versuri, câte un vers separat de celălalt și tu trebuie să-mi zici ce piesă-i. Toate piesele sunt ale tale. Eu am probleme cu asta. Știu. Eu am probleme cu asta, așa. Păi de asta, așa, să faci în jocul. Deci, prima este Să simt și eu din nou.
Și dacă poți să-l continui, ar fi ideal, deși mă îndoiesc. Da, un pic, deci ăsta e un vers, nu? Un vers, să simt și eu din nou. Mamă, m-ai pus în dificultate. Stai un pic, deci să simt și eu din nou. Da. Dacă vrei, îți mai dau un indiciu. Stai un pic, stai un pic, stai un pic. Simt și eu din nou. Nu știu, mă. E veche. Păi veche, veche, ia, să simt și eu din nou. Să simt și eu din nou. Îți mai zic și următorul vers după? Zi, zi, ia. Viața e frumoasă. Băi, ești prost, nu știu ce vers e ăsta, mă. Da, așa, că îți dau acum play. Acum că te-am părăsit, sunt singur și sunt alii. Viața e frumoasă. Da, 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 da. Da, mă, m-am gândit eu că e ceva de la simplu. E vechiuță. No, oricum n-o ghiceam. Na, n-o ghiceam. Că n-am mai ascultat, piesa asta de anul în care am făcut-o. Nu mai știu. Așa, următoarea. Toți oamenii care se uite, ce piesă e asta, mă, n-am auzit-o niciodată, ești nebun? Păi da, n-o, o să o caute acum, na. Da, exact. Următoarea. Mă uit mai atent. Hai ce faci? Da, bă! Hai ce faci? Mă uit mai atent și ca să par interesant, pășesc cu stângul mai lent. Următoarea, în altă scară. O zi în pantofi al cuiva. Bă, ești nebun. În altă scară, în alt bloc, în alt an, în altă țară. Păi, dar le știu că sunt cu niște cuvinte pe care n-ai unde să le găsești. Că nu, mai zi-mi tu o piesă în care ai versul în altă scară. Poate la Mafia, la... Nu, Parazit, mai ai la tu la aia, la aia cu Uzi. Dar nu în altă scară, ai ceva cu scară. Scara, da? Bloc. Parcă ceva, nu? Era la scara blocului. Nu, la nu, 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 era cu o mașină parcată pe dos. Vezi, asta e un vers pe care dacă îți pui o mașină parcată pe dos, știi fix de ce piesă. Da, mă, da, e prea, e punchy așa. Păi la fel e și ăsta, la fel e și o altă scară. Bun, deci l-ai nimerit. Dar aia cu mă uit mai atent, ai, bă, aia cu... Eu am zis să aleg versul, adică cumva să fii ceva așa, universal, în, să nu te... În mijloc, da, mă, da, uit, da, mai, da, atent. Exact. Da. Așa. Și acum... Pășesc cu stângul mai lent. Și ca să par interesant, pășesc cu stângul mai lent, da. Ah, ia e. Faci mi-o plăcut mie piesa asta. Acum avem o ultima probă. Așa. Așa. Deci la asta am 2 din 3. Ai 2 din 3? Foarte bine. E bine, e bine. Sunt bine. Da, bine. Acum fii atent. Trimite-mi o poză. De fapt, da. Trimite-mi ultima poză de pe telefon. Așa. Pe care o ai tu. Da. Ia stai. Așa. Ia stai aici. Stai așa. Aha. Ia vezi. Ia. Păi ce făceai acolo? Păi nu știu, mă, că am fost să tragi de voci. Păi de ce stăteai așa? Păi... Eu așa sunt expresiv când, dacă mă întreb. Deci dacă făceam o poză când am zis mă uit mai atent, mă vedeai cu ochii deschiși. Mă uit mai atent. Așa, nu? Mă uit așa, mai atent. Așa mă găseai. Mă uit mai atent. Păi nu și aici ce făceai? Făceai pribitaș. Pribiduș. Pribiduș. Nu știu ce ziceam. Nu știu. Dacă vrei, asta era. Dacă vrei. Da, dacă vrei. Da. Așa. Și acum trimite-mi ultima captură de pe WhatsApp. Ultima e cu tine. Bine, trimite-mi-o și pe aia și trimite-mi-o pe ultima. Ok, hai. Ia. Hai să văd acum. Să le și salvez. A, bun. Deci aia cu mine este...
Ai văzut cum am făcut cu Fodor? Ți-am zis eu ceva, bine, I'm ready, te aștept, fai verde. Și penultima? Ce vrei? Ce era ciurba, gata. Ce zicea Gina acolo? Că e ciurba, gata. Și așa să... Aici anunț frumos, da mă. Da, bă, e bă. E ciorba gata, Andrei. Îți mulțumim frumos. Foarte frumos. Gata? Gata. Oh, bine, bă. În episodul de astăzi am tras următoarele concluzii. Că Smiley, da. Deci tu nu te pricepi la desen deloc. Deloc. Ești mână da. De lemn. Că Trump vrea să se, o propus să injecteze oamenii cu detergent. Dar n-ai înțeles, fii atent. Au fost oameni care chiar s-au injectat la urgență. Doamne, ferească Dumnezeu. Da, adică au ajuns, ca să înțelegi cât de grav este. Au ajuns companiile care produc dezinfectanți și detergenți și săpun și nu știu ce, să dea anunțuri oficiale, să le spun oamenilor să nu încerce asta. Deci abia Trump este influencer de adevărat. Ăla, da. Dar nu pot să, deci nu pot să-mi dau seama ce-a fost în capul lor, știi? Doamne, da, e ceva îngrozitor băiatul ăla. Da. Tu dai, da. Dai seama dacă făcea Iohannis asta la noi? Nici nu vreau să mă gândesc. Așa, că Elon Musk, copilul Elon Musk are nume de cod, de, zici că e robot de bucătărie. Și că... în altă scară, cuvintele astea sunt foarte așa și pe dincolo, de folosit în melodii, de astea sunt speciale și de ținut minte. Da. Și cam atâta. Și că Gina te-a chemat la ciorbă. Da. Practic. Da. Pe care urmează să o degust. Așa. Chiar acum. Dați-i follow lui Smiley pe Instagram, că bine, pe Instagram. Mai e nevoie, mă, de follow și de astea? De ce nu? Cum? Am nevoie de activitate. Până la urmă, am nevoie să știu că ce fac. Nu mă uit doar eu cu prietenii mei, știi? N-ai treabă, mă, nu te uit. Și pe canalul de YouTube al lui Smiley să intrați, că faci live-uri în fiecare săptămână, faci, nu? Da, mi-a promis și Speak la un moment dat că o să intre live cu mine, dar n-a prea are timp, e prea ocupat. Bă, acum, nu, acum gata. M-am eliberat acum, recunosc. Și intrăm, da, când vrei tu. Da, o să facem. Am o temă de dezbatere interesantă și o să am mai multe teme de dezbatere, dar povestim noi despre asta. Da, până atunci dați-i subscribe acolo și apăsați și pe clopoțelul ăla ca să și primiți notificarea când postează ceva. Bă, tu știi, eu am aflat, fii atent, tu știi că, tu știai, tu știai, dar eu nu știam, că practic și dacă ai foarte mulți subscriberi, YouTube practic nu trimite notificare decât la 1% din ei. Am auzit și eu asta, mi-au mai zis oameni, dacă, bă, eu n-am primit notificare, deși am apăsat clopoțelul ăla. Da, exact. Nu știu în funcție de ce alegi. Pe ăia, adică nu știu care e procentul la care păi se trimit. Păi nu, acum dacă tot vorbim, ideea e că important ar fi ca oamenii să mai verifice din când în când, știi? Da, da. Da, puteți să mai verificați clopoțelul ăla. Adică noi nu mergem pe premiza... Pe premiza nu bateți la ușă că mai ieșim noi din când în când. Mai bateți din când în când la ușă că poate mai găsiți ceva ce v-a scăpat. Da. Deci intrați acolo frumos. Noi ne vedem săptămâna viitoare cu un nou episod. Și cu asta basta. V-am pupat. Pa, îți mulțumim, Andrei, foarte frumos. Pupoși pe Gina. Pa. V-am pupat. Pa.